Bună seara, haideți să evaluăm săptămâna care a trecut și să discutăm despre această săptămână care urmează. Astăzi, 7 august, evaluarea săptămânii. Mulțumesc că ne sunteți alături. Și da, de actualitate este proiectul de ordonanță de urgență care pentru județul Arghita ar fi un dezastru totalmente, pentru că aici la noi nici școlile, nici instituțiile, aproape nimeni nu funcționează cu 50 de oameni. Iarăși s-a pregătit un proiect de ordonanță care a ținut la vedere numai Bucureștiul și marile orașe. Deci problematica principală a acestei țări este că decidenții de obicei consideră că în România există numai București și câteva orașe mari și toate deciziile trebuie să fie luate ținând cont de situația, componența sau problematicile ridicate de aceste mari orașe, dar nu. Țara noastră este o țară preponderent rurală, unde avem foarte multe comunități mici și da, asta cu 50 de oameni și numai 7,5% din venituri, deci județul Ilfov are venituri de sute de milioane de lei. Din acel buget, 7,5% pentru cultură, sport, recreere, eu cred că este de ajuns. Dar județul Harghita, care are un buget de numai de 100 de milioane de euro, cei 7,5% nu corespunde în niciun fel realității. Și mai putem să vorbim de comasări, de oameni care să fie dați afară, conducători pentru care ar trebui să dăm ultimatum și să mulțumim ce au făcut. Deci această ordonanță nu este logică, n-a fost studiat, n-a avut un studiu de impact la pregătirea acestei decizii și iarăși s-a văzut că în această țară miniștrii și secretarii de stat vin și pleacă. Cine stă o zi, cine stă un an, maxim doi, și pleacă, dar cumva n-au consilieri, n-au oameni, n-au la spate think tank-uri care să ajute la pregătirea deciziilor. Și drama noastră este acest lucru, că se iau foarte multe decizii așa din minecă și fără a cunoaște impactul în societate pe plan mediu și lung. Și de aceea, eu cred că acest proiect de ordonanță ar trebui să fie retras. E mai bine acum să fie retras decât să fie aplicat. Și da, eu consider că sunt foarte multe instituții avizatoare de control și de toate felurile care ar putea să fie desființate. Și dacă ar fi această situație, am putea tot atâția bani să economisim, dar n-am luat șansa tineretului de a merge la teatru, la cinema, la un spectacol, să aibă activitate sportivă, să aibă unde să petreacă timpul liber, tineretul unde să se cunoască între ei. Deci, nu știu, am înțeles că ministrul Boloș ar fi la autorul acestor decizii, dar eu cred că n-a fost sfătuit bine. Și sper să fie retras sau cel puțin componența cu UAT-ul să fie scos al acestui ordonanțe, care cel puțin pentru județul Harghita ar fi o ordonanță killer, care atât programele și instituțiile culturale românești și maghiare ar omorâ. Ok. Este și o petiție, o să expun aici jos,
haideți să semnăm cât mai mulți, pentru că nu cred că cultura trebuie să fie distrus pentru câțiva bani, care ar putea să fie relocați sau găsiți din alte părți. Bine. Dar vom avea câteva treceri de calea ferată și în județul Harghita, a anunțat guvernul, cel puțin acesta este un lucru bun, pentru că trecerea pe cale ferată în unele drumuri este chiar e greu și poate să ne ofere niște probleme. La băile Tuștați, în Simion, sunt creier, Vânător, Cristur, Cristur, Odorhei. Acestea sunt locațiile. Avem o creștere la cazări. Asta înseamnă că echipa Vizita Orghita a lucrat bine și toți operatorii din turism au reușit să arate oferte care sunt atrăgătoare pentru turiști. Și asta înseamnă că județul Harghita a intrat într-o linie de creștere pe domeniul turismului și acest lucru este foarte cool. Obiectivul nostru este în turism să avem un turism sigur și activ. Și mulțumesc salvamontiștilor, tuturor care se gândesc să ofere servicii și creează oportunități de programe și de divertisment. Ok. Din păcate, la Valea Uzului, iarăși, în aceste zile, s-a distrus niște panouri de informare care erau în limba maghiară, română și engleză, despre cele două războaie mondiale și ce s-a întâmplat acolo. Astăzi am sesizat poliția. Nu înțeleg cui folosește circul. Sper ca poliția să ne răspunde, pentru că știu că de obicei este acolo un echipaj mixt al poliției cu jandarmeria Harghita și ar trebui să ne spune cine a distrus acele panouri de informare care n-au făcut rău nimănui. Și eu cred că la un cimitir, dacă este afișat istoria sau sunt prezentate acele lupte care s-au desfășurat în acele locații și până acum niciun istoric n-a zis că ar fi acolo scris minciuni, nimeni n-a contestat conținutul acestor panouri niciodată. Nu, nu e ok. Totodată astăzi am avut o discuție cu domnul prefect Petre Sandor și cu mai multe instituții de control din județul Harghita, pentru că ce se întâmplă la controlele care au fost ordonate de la București pentru orfelinate și centre de bătrâni, azile de bătrâni, chiar că câteodată se ajunge la hărțuire și nu este bine. De exemplu, nu știu de ce trebuie să meargă organele de control cu mașina poliției. Pentru că aceste centre nu sunt, cum au fost înainte, mari instituții de orfelinate, ci sunt case familiale unde trăiesc 3, 4, 5, 6 copii, au vecini acolo. Și știți, când poliția vine și 15 oameni, sau 17, au fost cazuri în care au fost la control în aceeași moment 17 organe, și vecinii se sperie, nu numai copii. Am avut cazuri în care copiii au făcut criză. Și eu cred că printr-o coordonare mai bună și cu un dialog se poate preveni foarte multe lucruri. Și aici trebuie să ne unim forțele. Deci astăzi cu părintele Băitean am fost acolo și
Mulțumesc, domnului prefect Petre Șandor, că ne-a zis că se gândește la ce am propus noi și dacă tot este în curs de la București, pentru că așa am înțeles discutând cu organele de control, că știți că aici, noi în județul acesta este ok, nu e probleme, dar trebuie făcut așa mică mișcare sau puține dezlegare și atunci tot ce este urât va veni peste noi. Ne-a dat un exemplu, un județ, unde prin gastropuncte, știți, gastropunctele sunt acele puncte unde se poate pentru maxim 12 persoane servi masa și băutura din ferma proprie. No. Este un județ, nu departe de noi, unde s-au deschis peste 100. Și acesta este forma prin care se vinde tot de la multinaționale. Și atunci, da, deci dacă în această țară sunt unii care ocolesc legea și folosesc pentru scopuri obscure, este o problemă, dar eu cred că acei trebuie să fie identificați și sancționați și nu cei buni. Că ați văzut în județul Arghita, n-a fost nicio problemă. De exemplu, astăzi am fost la Sfânt Simion și au primit de la ISU amendă de 1000 de lei pentru că sus peste ușă la o clădire, exitul, becul era stricat. No. Sau la o altă unitate, pentru micul dejun, pentru 3 copii, a fost pregătit acasă omleta. Deci vedeți cât de nasol este situația, pentru că vorbim de case familiale. Care familie are acasă cameră de supraveghere montat? Cine are dintre dumneavoastră? Cine dintre dumneavoastră pentru familia dumneavoastră comandă numai prin catering, mâncarea? Care dintre noi nu lasă pe copiii noștri să spele vesele? Sau să curăță cartoful? Sau nu ne mândrim când copiii noștri fac o omletă? Eu cel puțin sunt în ceruri. Când văd că fata cea mare sau în mijlocie pentru cea mică pregătește o omletă, simt că, da, asta este bucuria familiei. Da. Conform legislației României, la acest moment, la centre familiale, nu se poate. Nu se poate. Nu se poate. Birocrația, așa, a fost control la handicapați fizici din Harghita, Casa Speranței, unde președintele asociației, care este în, are și el astfel de probleme, printr-un cărucior, încerca să aducă la același moment pentru 12 organe de control acte și hârtii. Deci, sau sunt cazurile noaptea la ora 10 au mers la control și au stat acolo 5 ore. Știu că a fost totul impus de la București și cine nu se conforma va fi dat afară. Dar undeva trebuie să luăm și noi atitudine. Deci orice s-ar întâmpla în județul Ifo nu înseamnă că aici trebuie atacat așa dur tot sistemul social. Și da, e nevoie de modificare legislativă pentru că în așa fel o să ne trezim acolo unde abandonul școlar va fi mult mai mare și acele fundații, centre care au dat o șansă copiilor, nu o să-și mai primească. Și atunci ce se va întâmpla cu acei tineri? Deci aici e nevoie de modificare legislativă. Și mulțumesc domnului prefect și acelor organe de control care au trimis reprezentanți la Sfânt Simion să ne găsim o soluție mai omenească. Mai omenească, cei care îngrijesc pe copii orfani nu sunt infractori.
Credeți-ne. Cel puțin județul Harghita, nu infractorii sunt acei care stau acolo și au grijă. Și au un salariu minim pe economie. Nu sunt pregătiți nici sufletește, nici mental la controle. 17 oameni deodată și toți vor repede, repede, repede documente. Și nu mai vorbim de interogarea copiilor. Eu cred că și pentru organele de control există lege și nu poți. Eu nu pot să merg acolo la un copil și să întreb și să cer socoteală. Nu cred că este legal. Deci de aceea am discutat astăzi cu domnul prefect că trebuie puțin să vedem ce am putea face noi între noi. Și mulțumesc pentru deschidere. No, veste bune și pentru Adrian Dobrică, domnul medic chirurg. Iarăși a fost a șaptelea caz când un bărbat de 26 ani de acolo a fost prelevat organe, ficaturi, rinichii, cornee, care a fost dați pentru alte centre medicale pentru folosirea la vindecare mai multor pacienți. Deci, vedeți că Spitalul Județean este la top. Mulțumesc! La drumul lucrăm peste tot, nu detaliez. Am fost la săptămâna trecută la Târgu Mureș pentru podul din subcetate, dar am reușit să facem pas și să convingem apele române Mureș, Ava Mureș, să renunțe la proces și să încercăm să finalizăm cât mai repede proiectul pentru podul de la, peste Mureș de la subcetate, dar deocamdată fără rezultate. No. Acolo nu prea este o veste bună. Și este bună din săptămâna trecută că am reușit să le avem discuție și toate proiectele cu finanțare europene din programul operativ regional sunt salvate. Am găsit soluții cu echipa de conducere al ADR Centru și mulțumesc, domnul vicepreședinte, și echipei cu care lucrează și sperăm că aceste milioane de euro vor fi introduși în economia județului și reabilitările se vor realiza. Ok. Și joi o să avem ședință și tot joi o să merg și la Găleuțaș, subcetate, deci și în zona nordică, deci joi, vineri, o să fiu în zona nordică a județului, așadar, domnii primari, consilieri, locali, județeni, dacă considerați că ar fi oportun să avem întrevedere, haideți să mă căutați, că a doua parte a acestei săptămâni o să fiu în zona nordică a județului. O să vizitez drumuri și proiecte, așadar o să fiu prezent. Începem cu ședințe de la Gheorghiana de la ora 1 și de acolo mai departe să vedem. Eu mulțumesc foarte mult că sunteți aici. Vă rog să faceți share la acest video și dacă cu orice am greșit sau am mers pe lângă, haideți că sunt deschis să revin, să mă autocorectez și orice critică constructivă este binevenită, cel puțin pentru mine. Așa este abordarea mea. Mulțumesc foarte frumos! La revedere!